Sunt tot în Halkidiki, dar am să vă povestesc și am făcut luni în Mudania. Ei bine, încinsă de soare și speriată de eventuală izolație, mi-am abuzit pe mine și după ce am comandat un taxi, care a venit mult mai repede, într-adevăr, decât mai așteptam, am plecat spre destinație. Mă rog, povestea cu taxiul am să o dezvolt într-o altă filmare. În primul rând, despre Mudania și despre internet. Ei bine, Mudania este orașul zecilor de conexiuni de internet. Wireless, bineînțeles. Deschid telefonul, dau căutare rețea, îmi apar extrem de multe, toate parolate. Foarte frumos. Sunt o grămadă de soluții, așadar. Mă uit pe telefon, toate denumirile acestor rețele sunt în limba engleză, îmi rotesc cu ochii în jur și toate firmele sunt în greacă. În fine, intru la prima terasă, întreb dacă există wireless. Chelnerița se uită destul de ciudat la mine. Încercăm să ne înțelegem, nu reușim să ne înțelegem. Până la urmă, internet, cafe, îi sună cumva. Mă ia foarte frumos de mână, mă scoate afară și stânga, dreapta, sau mă rog, cel puțin așa am înțeles eu, îmi arată cam pe unde ar fi internet cafeul. Ok. A doua terasă. Pentru că nu avem nevoie totuși de un calculator. Am telefonul și acesta mi era de ajuns pentru ceea ce voiam să fac. A doua terasă se întâmplă fix aceeași treabă. Grecii știu foarte puțină engleză și, mă rog, cred că ar trebui să învețe așa ceva. A treia terasă, același lucru. A patra terasă, același lucru. Este îngrozitor. Ești ghidat afară iar și iar prin semne gen dreapta-stânga, iar dreapta-stânga. Povestea s-a durat aproape vreo 2 ore, timp în care am colindat orașul cu tot cu telefonul pe care conexiunile Wi-Fi se schimbau pe minut ce trecea, până când am găsit un restaurant al cărei denumire era în engleză. Și, într-adevăr, avea wireless, am găsit pe telefon. Acolo am băut cel mai, de fapt, unul dintre cele mai delicioase frappe de aici din Grecia și în sfârșit i-am dat dreptate unui prieten de-al meu grec, Alex, care locuiește în insula Kefalonia, care de fiecare dată când venea în România și comanda frappe, îmi spunea că trebuie să vin în Grecia ca să beau un frappe adevărat. Cam asta e aventura cu wireless-ul din Mudania. Ele vă pun pălărie!